Decizia este una singură. Dragi colegi, noi am discreditat cea mai importantă instituție a democrației din România. Am transformat Parlamentul în cârpa sistemului, în sacul de box al propagandei care aruncă pe această instituție cu zoaie ori de câte ori cineva îndrăznește să se întrebe ce se întâmplă cu această țară. Din cauza noastră s-a ajuns până într-acolo încât oamenii să ia cu asalt Parlamentul și în mare parte putem spune că ar fi îndreptățiți. Fricoși și mânați de interese meschine, nu am făcut nimic din ceea ce trebuia să facem pentru ca sistemul să nu prindă puterea pe care a prins-o astăzi în România.